găsit, prieten. Tom Cruise tocmai a primit 200 de milioane de dolari. Pentru ce? E bine, pentru un proiect pe care l-a propus studiourilor Universal Pictures, un proiect pentru filmarea unui film în spațiu. Au mai apărut două pelicule similare, este vorba de Gravity și Interstellar, care au avut un buget ceva mai mic. Primul 100 de milioane de dolari, celălalt 160 de milioane de dolari, însă aceste filme nu s-au filmat în spațiu. Practic, Tom Cruise are un proiect foarte îndrăzneț de a filma un film, o peliculă în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum, dar și un buget foarte îndrăzneț, aș spune, chiar extrem de curajos, de 200 de milioane de dolari. Și iată că cei de la Universal Pictures au decis să-i dea acești bani așa cu ochii închiși în urma unei simple conversații online, în care nu au aflat nici măcar, nu au citit nici măcar scenariul. Tom Cruise are o reputație, sigur, un actor foarte îndrăgit și foarte apreciat, dar totuși vorbim despre o sumă consistentă. Eu abia aștept, mie mi-a plăcut foarte mult Gravity și Interstellar și abia aștept să apară și filmul lui Tom Cruise, dacă acesta va ajunge până la urmă să fie filmat în astfel de condiții, și m-aș uita chiar și la un making of. Vă pup, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată, vă doresc!